Să aveți bucurie, sufletelor dragi, la mulți ani, vouă românilor, oriunde v-ați afla, un an nou cu bucurie, cu liniște, cu sănătate și cu multe împliniri duhovnicești. De ce vă fac o astfel de urare? Pentru că împlinirea duhovnicească are legătură cu ceea ce își dorește sufletul. Și de multe ori noi suntem în situația în care nu știm ce ne dorim sau ce își dorește cu adevărat sufletul de la noi. Am să vă explic eu în câteva momente care este de fapt dorința sufletului nostru atunci când este pus în fața unei realități pe care poate a cunoscut-o sau de care are parte într-un anumit moment în care de multe ori omul nu este pregătit să-i facă față. Ce trebuie să știm, că fiecare an nou pe care noi îl parcurgem vine cu noutăți. Noutățile din viața noastră sunt legate în mod special de capacitatea pe care o putem avea de a scăpa de griji. De aceea, în Sfânta Scriptură găsim niște stihuri regăsite de altfel în psalmi, în care se spune în imnul respectiv atât de frumos că toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. În momentul în care reușești să elimini grija din viața ta, în momentul în care ai reușit să te eliberezi de stresul acestei vieți, devii un alt om. Devii, de fapt, ancorat într-o stare de liniște, într-o stare de profunzime în care tu, de altfel, te regăsești și acest lucru este foarte important să-l reținem pentru că starea de liniște trebuie să o găsim pe lângă locul de muncă, în mod special acasă. Aici avem mulți dintre noi o problemă. Mergem la muncă, la servici, suntem foarte stresați, suntem foarte abătuți de problemele care, sigur, sunt solicitante la locul de muncă și când ajungem acasă, în loc să găsim liniște, echilibru și să simțim starea de bine, găsim de fapt opusul, agitație, stres, tensiune, multă tristețe, multă supărare și suntem de altfel într-o continuă alertă în care nu știm ce se va întâmpla, ce va fi și cum va fi sau cum va arăta viața noastră. De aceea este important să știm că noul an, de fapt, este anul care aduce cu el schimbări. Dar schimbările nu vin doar prin faptul că eu mă gândesc că ar fi bine să fac anumite lucruri. Schimbările vin în mod special prin modul în care eu știu să-mi organizez, să-mi distribui timpul pe care mi l-a dat Dumnezeu și de altfel să-l folosesc în sensul constructiv, nu autodestructiv. Și ca să fiu înțeles, sunt oameni care își folosesc timpul în mod special, poate în medie de 10 ore, poate 12, în fața calculatorului și își irosesc toată energia vorbind cu tot felul de persoane, personaje care nu fac altceva decât să-i consume energia bună, starea sufletului sau a psihicului și la un moment dat acest om să devină secătuit sau să devină însetat de ceea ce numeam mai devreme liniștea, pentru că oamenii, de altfel, dacă au probleme, dacă astăzi apar problemele în viața lor, dacă apar anumite tulburări, toate acestea sunt datorate, să țineți minte, lipsei echilibrului din familie și a liniștii sufletești de care au mare nevoie. Revin de altfel la grijile cele multe. Grijile acestei vieți pentru mulți dintre noi sunt foarte apăsătoare.
Imaginați-vă cum ar fi să trăiți o zi în care să n-aveți nicio grijă, să n-aveți niciun stres și tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru să fie atât de frumos încât să spuneți, Doamne, n-am trăit de mult o asemenea zi. Influența a ceea ce noi trăim zilnic este generată de mintea noastră care fabrică tot felul de gânduri. Multe dintre gânduri sunt conduse de superstiție, de superficialitate, de neîncredere și de judecata pe care noi de multe ori o emitem sau o gândim asupra unei persoane care nu este vinovată, poate nu ne-a făcut nimic, dar noi, cu toate acestea, o judecăm. Și mă refer la judecățile pe care le facem de multe ori oamenilor politici. Sunt oameni care nu s-au întâlnit niciodată cu președintele țării și îl judecă. Sunt oameni care nu s-au întâlnit niciodată cu prim-ministrul acestei țări, dar îl judecă și așa mai departe. Nu că aș avea eu vreun partipliu cu aceste personalități ale vremii, dar vă dau ca exemplu acest fapt, pentru că gândirea noastră negativă, faptul că noi încercăm să ne ocupăm mintea preluând din viața persoanelor respective anumite griji, teoretic mi le transfer mie fără să-mi dau seama. Același lucru se întâmplă și cu păcatele pe care noi le săvârșim și de aceea ne spun Sfinții să nu îi judecăm pe oamenii care greșesc sau păcătuiesc, pentru că judecându-i, de fapt, mă implic indirect, mă înțep la acea țeavă de energie și preiau, de fapt, problemele din neam, îi preiau, de fapt, problemele, ca să nu folosesc cuvântul karmă, că nu este deloc plăcut de colegii mei preoți, dar preiau, într-un cuvânt, problemele care țin de neamul, problemele strămoșești sau, dacă ar fi să vorbesc din punct de vedere științific, problemele karmice. Ce înseamnă să preiau aceste probleme eu ca om? Înseamnă că eu, de multe ori, prin antipatia pe care o am față de o anumită persoană, mi-atrag răul care la rândul ei, această persoană, îl colectează din privirile sau din sutele sau miile de comentarii negative pe care fiecare om care nu judecă rațional, spiritual, le transmite către acea persoană. Și vă dau un exemplu. Multă lume gândește de rău împotriva unei persoane. Dacă eu, la rândul meu, contribui la această gândire autodistructivă sau negativă, îi preiau din sarcinile, să zic în ghilimele, energetice și eu, la rândul meu, mi le transfer mie. Dacă astăzi sunt oameni care au probleme, dacă astăzi sunt oameni care suferă sau trec printre anumite momente dificile ale vieții, aceștia cândva au făcut aceste greșeli, au comis aceste, în ghilimele, păcate sau păcățele mai mici, cum vrei să le numim, păcate care de fapt se transmit prin sfera de energie pe care tu ți-o consumi și ți-ai virusat-o într-o gândire otrăvitoare. Adică ai ajuns să gândești negativ despre o persoană fără ca aceasta direct să-ți fi făcut ție un rău. Și atunci, iată cum ura, iată cum gândul negativ, iată cum gândirea noastră, care este de multe ori autodistructivă, ne conduce într-o zonă de umbră, într-o zonă de tensiune negativă, de plâns, de stări emoționale, pentru că și depresia, de fapt, nu vine așa peste noapte la un om care este depresiv, la un om care se află într-o situație de cădere pe treapta virtuților și ajunge sigur la acea stare în care nu-și mai dorește nimic. Depresia, de fapt, apare la omul care este lipsit de preocupare emoțională, de tot ceea ce înseamnă frumos, de ceea ce înseamnă iubire, de ceea ce înseamnă poate curajul de care au nevoie anumite persoane de a merge mai departe și de a se simți împliniți, pentru că cea mai mare tristețe pe care o poate simți un om este această lipsă a iubirii. Iubirea sau fericirea fără iubire doare,
atât de frumos spun aceste cuvinte: fericirea fără iubire doare, iar tristețea apare la omul care nu este împlinit sufletește și care n-a reușit să-și îndeplinească visele, dorințele și idealurile pe care și le-a propus. Revin la momentul de trecere. Nu știu dacă știți că și aceste sărbători pe care noi le parcurgem acum nu sunt întâmplător stabilite sau rânduite de Dumnezeu. Dacă ar fi să calculăm cifrele sau zilele de la anul nou până la momentul în care mă ascultați, sunt niște zile pe care noi oamenii întrebăm cum le-am parcurs sau cu ce idealuri sau cu ce gânduri am intrat în noul an. Intrarea în noul an are legătură cu modul în care tu, de fapt, ai conceput, ai trecut cu bine în noua, iată, dimensiune acestei vieți, pentru că dacă ar fi să calculăm acum anii pe care îi avem în buletin, acum câteva zile puteam să spunem că avem o vârstă mai puțin cu un an. Anul acesta se va calcula în plus la zilele noastre, la buletinul nostru, și ne întrebăm ce realizări, ce lucruri frumoase, ce putem spune nepoților sau copiilor noștri că am realizat sau că am reușit să realizăm în această viață până la vârsta, la anii pe care îi avem, indiferent că suntem la 20 de ani sau că suntem la 70 sau 80 de ani. Am văzut pe internet o imagine și un filmuleț, de altfel video, într-o biserică din Rusia, cred că nu știu exact în ce localitate, în timpul slujbei, în care preoții și corul cânta atât de frumos slujbe, adică cânta un tedeum de laudă către Dumnezeu, îngeri din cer erau filmați cum se coboară particule de lumină și intrau prin turnul bisericii în acea locație. Cred că ați văzut această imagine, a fost virală de altfel pe internet. Oamenii strigau în gura mare: uite îngeri, uite, vedeau exact în semne de puf de nori și aveau semnul aripilor. Așa cum de altfel s-a întâmplat și în momentul în care pe data de 21 noiembrie, când am serbat hramul Bisericuța Sfânta Maria, cer scuze, în acele momente de rugăciune, o fasciculă de lumină sub forma unui porumbel s-a văzut la icoana Sfântului Pangratie, unde avem și moaștele așezate în fața bisericii. Pentru că v-am amintit de Sfântul Pangratie, aș vrea să vă spun că, uite, îl avem aici în imagine. Este Sfântul care a făcut multe minuni în anul în care a trecut și îmi doresc ca și în anul în care am intrat și vom intra să facă la fel multe minuni pentru dumneavoastră, cei care îl veți dori în casa dumneavoastră. Sfinții nu sunt vizibili, văzuți cu ochii, așa cum nu vezi nici îngerii, dar îi simți. Și pentru că vorbeam de îngeri, Bisericuța Sfânta Maria din Lemn, unde se află moaștele Sfântului Pangratie și care poartă de altfel numele Sfintei Maria, îi se mai spune bisericuței și biserica îngerilor. De ce? Pentru că foarte mulți credincioși mi-au relatat diferite episoade, vise, în care spuneau că au plecat de la bisericuță, iar în noaptea aceea au visat îngeri. De câte ori au venit, au văzut chipul îngerilor sub formă de nori, sau mai ales cei care ați fost la anumite rugăciuni și în momentul în care am citit și am rostit rugăciunile de dezlegare la anul nou, dintr-o dată, fiind înorat afară, pentru câteva secunde, poate un minut, a apărut soarele la Sfânta Biserică, după care s-a retras. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Și acest lucru ne face, de fapt, să înțelegem că acest loc este un loc în care fiecare român care mă urmărește la această oră ar trebui să vină și să se închine și să pășească în acest loc sfânt ales de Dumnezeu și mai ales
ales, iată, de un mare sfânt de care n-ați auzit vorbindu-se, poate, sau n-ați știut că există Sfântul Pancratie, aducătorul de bucurie, ajutător în necazuri, în nevoi, și mai ales ajutătorul celor care sunt în depresie, celor care sunt în anumite momente grele, dificile, în care copiilor, nepoții, rudele sunt bolnave sau sunt departe de Dumnezeu și aceste probleme, de fapt, nerezolvate nu fac altceva decât să ne aducă nouă nefericire. Deci Sfântul Pancratie s-a arătat și se arată, și am spus acest lucru, cred că în toate emisiunile, ajutătorul celor care cred că pe lângă puterea lui Dumnezeu, la care noi apelăm, mai avem nevoie și de ajutorul sfinților. În prelegerile mele, în cărțile pe care le vedeți pe masă și pe care vi le recomand cu mare drag, am scris despre puterea pe care au forțele nevăzute ale Universului. Iar în această carte găsiți toate rugăciunile de dezlegare pentru anumite probleme. Și mă refer la cei care sunteți sub efectul unor vlăji, blesteme, mai ales că aici există un delemnul sfințit, prin care, ungându-vă mânuțele, de câte ori sunteți triști, supărați, aveți anumite stări de rău, veți simți o bucurie și lucrurile acestea se depărtează de noi, pentru că trebuie să recunoaștem că avem anumite momente în care suntem foarte nervoși, avem anumite momente în care suntem tulburați de anumite gânduri, suntem necăjiți, suntem triști și să știți că cei care sunt foarte suspicioși sau superstițioși au parte de evenimente care, din păcate, se transformă în realitate, pentru că gândul, iubiții mei, să știți că produce materie. Ce înseamnă că, de fapt, produce gândul materie? Înseamnă faptul că eu, dacă mă gândesc la un anumit lucru negativ, că, de exemplu, mi-e frică să nu fac accident sau mi-e frică să nu mă îmbolnăvesc, diavolul află care este frica ta sau teama ta și în momentul în care a aflat-o, va face tot posibilul să contribuie ca ceea ce de fapt îți este ție potrivnic să ți se întâmple, adică să ai parte de accident, să ai parte de pagube sau să ți se întâmple anumite lucruri care de fapt nu ar trebui să se întâmple niciodată. De ce se întâmplă? Pentru că le atragem. Puterea cuvântului este atât de mare încât omul, dacă ar înțelege ce forță are prin ceea ce scoate pe gură, ar fi mult mai rezervat în a rosti cuvinte care conțin venin. Și mă refer la cei care se înjură, care se drăcuie, la cei care se blestemă sau la cei care se jură pe nedrept sau aud pe unii rostind cuvinte cutremurătoare. Mai bine m-ar lovi nu știu ce sau mai bine aș muri sau Doamne ferește. Aveți grijă la cuvinte, dragilor, pentru că, așa cum v-am spus-o, de mai multe ori cuvintele sunt ființe vii. Totul are rost în acest univers sau în această lume și totul funcționează după modul în care noi rostim pe gură anumite lucruri. Mulți dintre dumneavoastră, cei care mă sunați, îmi spuneți: părinte, am o problemă. Părinte, mă confrunt cu un anumit necaz. Câte vreme tu vorbești despre necazul acesta ca despre o realitate care face parte din viața ta, ți l-ai făcut deja frate sau necazul sau problema ți-ai făcut o soră și atunci ai început să trăiești cu el sau cu ea, cu această problemă sau cu acest necaz, și în loc să le eliberezi, să te scapi de problema care te aduce în această stare de neputință, de tristețe, de supărare, de fapt îl hrănești zilnic cu ceea ce spui. Mulți dintre dumneavoastră ar dori probabil ca emisiunile mele să asculte altceva. V-am spus și îmi cer scuze, poate sunt puțin atipic ca preot, ca slujitor, dar exprimarea mea și exemplele pe care eu vi le dau în această emisiune și în emisiunile mele, care
au devenit pentru mulți dintre dumneavoastră hrană spirituală. Acestea au rolul de a vă îmbărbăta, de a vă întări și de a vă face să înțelegeți că nimic nu este întâmplător, inclusiv prin faptul că de fiecare dată poate v-ați plictisit că recomand icoana Sfântului să ajungă în casa fiecărui român. De ce? Pentru că, așa cum v-am spus, fiecare român din cei 20 de milioane sau câți mai sunt pe acest pământ, indiferent de țara unde ar fi, ar trebui, cel puțin măcar o dată în viață, să treacă pe la această bisericuță, pe unde au fost mulți oameni și unde au trecut mulți oameni, prin poarta îngerilor, la Sfântul Pangratie, să vină și să se roage și să-i mulțumească pentru puținul sau multul pe care l-au primit, dar nu numai atât, ci pentru a-și curăța sufletul de păcate și de greșelile care le au. Nu spun că nu sunt mănăstiri, nu spun că nu sunt biserici frumoase în această țară, sunt minunate, sunt vestigii ale istoriei, dar, cu toate acestea, aici se întâmplă lucruri minunate, mă uimesc pe mine, iubiții mei. Vin oameni care îmi spun, au fost bolnavi, au trecut cu credință prin acest loc, prin această poartă a iubirii și s-au întors acasă și au simțit schimbarea vieții lor. Ca să nu mai spun, din cei care erau bolnavi, astăzi sunt bine. Din cei care n-aveau nicio speranță ca viața lor să fie de acum încolo sau din acel moment fericită, astăzi sunt cei mai fericiți oameni. Ori, acest lucru, de fapt, vi-l doresc, nu fericirea mea personală. Vă doresc ca dumneavoastră să fiți împliniți și fericiți, să găsiți acest echilibru al liniștei, a dragostei și a bunei cuvințe, de care avem nevoie tocmai pentru a reuși să ne formăm o familie, să ne creștem copiii, să ne educăm și să fim împreună un popor fericit. Pentru că a lăuda pe Dumnezeu, așa cum spune și colinda, lăudați și cântați și vă bucurați, înseamnă de fapt bucuria pe care tu ți-o poți crea ție, iubite suflete, și în același timp o poți aduce în sufletul, în mintea și în inima celor care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Revin puțin la momentele de sărbătoare. Când spui sărbătoare, te gândești la ceva deosebit, la festinul pe care îl pregătim. În prag de sărbătoare, dumneavoastră, doamnelor, vă strofocați să puneți pe masă bucate alese, să pregătiți prăjituri, adică să vă pregătiți ca în acea zi confortul dumneavoastră fizic, psihic, emoțional să fie unul pe măsura așteptării rudelor, a prietenilor care vin în vizită, să mănânce fiecare și să se simtă bine. Dar nimeni nu vorbește de sărbătoarea sufletului. Sărbătoarea sufletului este marcată de momentul în care tu ai reușit să te spovedești, să te împărtășești. De momentul în care tu, iubite suflete, ai reușit să-ți creezi o lume a bucuriei. De aceea vă amintesc celor care poate mă urmăriți pentru prima dată, că începând cu data de 25 de Buna Vestire, când se va face Sfânta Liturghie, data de 26 și 27, când în 26 vor fi dezlegările, vă așteptăm cu mic și cu mare să veniți la această zi de sărbătoare, în mod special pe 26 martie, când vor fi dezlegările care se fac peste ani, dezlegările nodurilor vieții și în același timp creștinii sau credincioșii care n-au reușit să ajungă până aici. Poate au văzut-o la televizor bisericuța, poate au găsit-o pe internet. Să-și facă timp, programarea din timp, ca în acea zi, cu mic, cu mare, cu microbuz, cu autobuze, să ajungeți să vă închinați la acest loc binecuvântat și ales de Dumnezeu. De ce vă spun acest lucru? Pentru că este o invitație așa cum cineva v-ar invita la nuntă. Această invitație, de fapt, mă responsabilizează și vă responsabilizează și pe dumneavoastră. În momentul în care ești invitat să te duci la un pelerinaj într-un loc sfânt, înseamnă că mesajul pe care tu îl primești
este unul special ca el de altfel să vină și să-ți aline sufletul, să-ți-l curețe, să-ți-l elibereze de tot ceea ce înseamnă suferință. Iar ziua de 26 este cifră și de 8, 2 plus 6 înseamnă 8, este o zi a infinitului, o zi în care viața voastră se poate schimba radical. Adică până atunci poate ai trăit într-o perioadă de supărare, de dificultate și din acea zi să se întâmple minuni. Sunt oameni care și-au căutat perechea sufletului, poate până la 40 de ani, și atunci când au venit la dezlegări, după rugăciunile care s-au făcut, mi-au scris că s-a întâmplat o minune și au găsit în sfârșit echilibrul emoțional. Dar nu uitați că totul sau tot ceea ce se petrece în viața noastră, în jurul nostru, are legătură cu emoția pe care noi o generăm, cu gândirea pe care noi o, de fapt, o hrănim. Cu ce hrănești gândirea? Cu sentimentele tale care pot fi pozitive sau negative. Dacă sunt pozitive, vei avea o gândire frumoasă, constructivă. Vei vedea totul, cum se spune în poporul român, în roz. Când vei citi o carte, de exemplu această carte, 135 de cuvinte vii, spune că auzim, e deschisă tocmai la conștiință, vorbindu-se cu toții despre conștiință și ne întrebăm ce este ea. Este glasul lui Dumnezeu nou. De câte ori faci un rău sau ai făcut un rău, după o oră, două, cinci, o zi, începe conștiința să-ți vorbească și de multe ori vă pare rău. Iar ceea ce noi astăzi trăim, ceea ce astăzi noi simțim, de multe ori sunt consecințe ale gândirii din acel moment care ne-a produs suferința. Pentru că aud mulți tineri care suferă din dragoste. Aud mulți tineri care suferă pentru că sunt batjocoriți. Ori, această suferință vă este îngăduită pentru că într-un anumit moment al vieții, când trebuia să gândiți mai bine la pasul care îl faceți, de exemplu, în a vă căsători sau în a vă alege partenerul sau partenera, v-ați grăbit și n-ați cântărit bine anumite lucruri. Îmi veți spune mulți, păi, părinte, ține și de soartă, de cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea. Important este să vrem și noi. Ceea ce nu înțelegem, și poate mulți dintre noi mai avem nevoie de timp ca să înțelegem, anumite evenimente care se produc în viața noastră au legătură cu ceea ce gândim, cu ceea ce simțim și ceea ce credem noi unii despre alții. Dacă voi gândi că o anumită persoană, indiferent cum se numește, avocat, profesor, preot, este de fapt omul care mă păcălește, acel om, fără să îți dai seama sau fără să vrei, prin faptul că tu gândești acest lucru, îl transformi sau transformi în așa fel lucrurile, pentru că vorba poporului, de ce ți-e frică, nu scapi, ca acel om chiar să-ți facă ție rău, fără ca acesta poate să-și dorească. Aveți grijă tocmai în sensul de a interpreta lucrurile. Lăsați-L pe Dumnezeu să-și facă treaba. Lăsați-L pe Dumnezeu să facă ceea ce voi nu puteți face. Pentru că există această rugăciune: Doamne, ajută-mă să fac ceea ce eu nu pot face și poți Tu. Când îl lași pe Dumnezeu să hotărască, când îl lași pe Dumnezeu să intervină în viața ta, tot ceea ce se produce în viața voastră, tot ceea ce se produce în mintea voastră, în gândirea voastră, are legătură cu faptul că așa a trebuit să fie și știe Dumnezeu de ce. Sunt oameni care și-au smuls părul de suferință, au plâns, s-au tânguit, de ce a trebuit doamna să se despartă de domn sau invers, soțul de soție, și și-au dat seama după un an sau doi că este foarte bine că s-a întâmplat așa, că dacă ar fi rămas împreună s-ar fi autodistrus unul pe altul. De aceea eu nu sunt adeptul acelor relații în care vezi că este toxic totul în jurul tău, te cerți în fiecare zi, ajungi să te jignești. În momentul în care a apărut jignirea între soți și a dispărut respectul, nu se mai pot face lucruri minunate decât poate apelând la minunea supremă numită
rugăciunea pe care ți-o poate îndeplini Dumnezeu, dar și aceasta, ca să ți se îndeplinească, trebuie să urmezi anumiți parametri. Iar acești parametri sunt regăsiți, de fapt, în ceea ce numim noi încredere și credință deplină. Ce înseamnă să ai încredere? Să nu te îndoiești. Oricât dintre dumneavoastră nu v-ați îndoit sau nu vă îndoiți. Să știți că dacă ați venit la biserica noastră, dacă vi s-a recomandat să faceți un anumit lucru, un anumit gest, și voi nu l-ați făcut, din acel moment, știți, există acel exemplu al lui Pilat care s-a spălat pe mâini și a spus: nevinovat sunt de sângele acesta. Când ți se recomandă să faci anumite lucruri, ți se recomandă pentru că există un scop și un sens în această viață, în tot ceea ce se întâmplă și ceea ce are legătură cu prezentul, viitorul și trecutul nostru. De prezent ne bucurăm pentru că, de altfel, ceea ce trăim noi astăzi este prezentul. Unii ați intrat în noul an cu supărare, cu tristețe, alții cu bucurie. Este important ca de azi înainte ce faceți, dacă rămâneți la fel de triști, dacă rămâneți la fel de supărați sau dacă ați pus stop la tot ceea ce vă aduce suferință, indiferent care sunt costurile, și ați mers mai departe zicând, precum zicea Iov: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Ca să primești binecuvântarea Lui Dumnezeu, nu este complicat. Este important să nu-ți pierzi credința și să înțelegi că nu reușești singur în ceea ce ți-ai propus sau ceea ce îți propui. Ca să îți îndeplinești dorințele tale, ca să reușești în ceea ce ți-ai propus, ai nevoie de ajutorul Sfinților. De aceea v-am recomandat pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor, păzitor și aducător de speranță în viața voastră, pentru că la casele unde l-am recomandat, la familiile unde a ajuns, s-a dovedit a face multe minuni. De ce? Pentru că Sfântul este un Sfânt ales. Este un Sfânt despre care, deși nu s-a vorbit foarte mult, foarte puternic și foarte cunoscut în Occident, mai ales când, într-una din vizitele pe care le-am făcut în Spania, la un magazin acolo am văzut un medalion cu un sfânt și am întrebat: ce sfânt este? Ce credeți? Când am întors medalionul, era Sfântul Pangratie. Spunea că este și ocrotitor al celor care muncesc, a celor care își doresc un loc de muncă. În schimb, am văzut că minunile pe care le-a făcut Sfântul sunt legate în mod special de credința noastră. Avem un obicei ca de câte ori trec oamenii pe la biserică să pună un bilețel acolo și să scrie doleanța și durerea sufletului lor. Știți ce mult contează? Să-ți scrii ceea ce dorești pe un bilețel, să vii la moaște, să te închini și să lași bilețelul acolo. Bucureștiul este plin de sfinți minunați ale lui Dumnezeu. Numai în jurul nostru se află, începând de la Sfântul Nectarie, Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului, și alți sfinți pe care îi întâlnim în catedrale, Sfântul Mina, Sfântul Ciprian, Sfântul Nicolae, părticele din sfinți, iată și Sfântul Pangratie. Sunt sfinți care ocrotesc acest loc și această țară, pentru că de câte ori noi chemăm în ajutor numele Sfântului, în cazul nostru Sfântul Pangratie, și îi cerem ajutorul, Sfântului este prezent, vine și răspunde solicitării noastre, chiar dacă nu pe loc, la câteva zile distanță sau poate cel mult o lună, și ne dăm seama că nimic nu este întâmplător și că ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat cu un scop. De aceea, iubiții mei, cine va dori să-l aibă în casa lui, mai ales că suntem în noul an, să-l dați în dar, cadou iubiților, copiii ai voștri, nepoților, să-l aveți în casă, în casa unde stă Sfântul, este important să puneți un mănunc de busuioc, de pătrunjel, și
Să lăsați pătrunjelul să vedeți. Dacă se va veștezi a doua zi sau a treia zi, înseamnă că în casa unde locuiți există o energie apăsătoare, o energie rea. Dacă el va rămâne crud, câte vreme va rămâne crud, veți simți că în casa voastră există energia bine. Acum, sigur că nu toată lumea și poate nu toți colegii mei de har, preoții, înțeleg de fapt ceea ce eu vorbesc acum. Mulți vor veni să mă contrazică, așa cum probabil o fac pe unde apucă. Însă aș vrea ca să înțeleagă acești frații ai mei că înainte de a critica un om și de a comenta acțiunile lui, este foarte important să citești și să vezi ce legătură are această parte a para psihologiei paranormalului cu realitatea în care trăim. Și o vă spun că are. De ce? Pentru că sunt multe fenomene și multe lucruri care se întâmplă în viața noastră pe care noi nu ni le putem explica, dar ele există. Și m-aș referi la un simplu exemplu. Mai ales că a trecut anul nou și se spune că de anul nou se citesc molitvele Sfântului Vasile cel Mare. Molitve însemnând dezlegări și exorcizări. Păi dacă aceste lucruri negative nu există, aceste blesteme sau aceste farmece sau aceste blocaje nu le avem, sunt doar povești, de ce în anumite momente ale acestei slujbe speciale, molitvele Sfântului Vasile, observăm că se scutură anumite persoane demonizate, urlă, țipă fără voința lor și urlă într-un anumit fel în care pur și simplu ne înspăimântă și pe noi preoții slujitori? De ce? Pentru că duhul cel rău nu vrea să plece din corpul pe care îl posedă. De aceea mulți dintre noi, cei care astăzi urmărim această emisiune, ne întrebăm dacă nu cumva suntem posedați de un duh rău. Și mă refer la casele unde soțul și soția se ceartă din nimic. Acum sunt bine, peste 5 minute au început să se certe dintr-o prostie. Sau la cei care nu puteți dormi, sunteți posedați de un gând, de un duh rău care vă virusează tot timpul cu informații negative și vă întreține și să hrănește de altfel acest duh prin frica pe care o aveți. Lăsați deoparte fricile, lăsați deoparte gândurile că tot ceea ce vrea Dumnezeu se întâmplă cu viața fiecăruia dintre noi. Important să știm este faptul că dacă se întâmplă în viața noastră să trec printr-un anumit moment de durere sau suferință, se întâmplă cu un scop, iar acest scop este dedicat apropierii de Dumnezeu, pentru că necazul ce face? Ne apropie de Dumnezeu, ne apropie de biserică și mai mult decât atât, necazul ne înțelepcește. Ne face să devenim mai precauți cu viitorul nostru, să devenim mai precauți cu ceea ce s-ar putea întâmpla și să înțelegem că nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă la voia întâmplării. Dar dacă, iată, constatăm și vedem că există persoane care se cutremură, urlă, țipă, în momentul exorcizării, prin faptul că eu rostesc anumite cuvinte pe care diavolul nu le înțelege și nu le dorește, nu? Când preotul blestemă la molitvele Sfântului Vasile, te blestem pe tine, făcătorule de rele, sau așa mai departe, mesajul cuvintelor zdruncină răutatea sau duhul cel rău din persoana posedată și aceasta, dintr-o dată, devine răutăcioasă, devine uricioasă și prin gura acelei persoane vorbește în cel necurat. Am auzit eu cu urechile mele când striga diavolul că nu vreau să ies, lasă-mă în pace. Sau când am avut exemplu unei tinere de 15 ani la care am făcut rugăciuni de exorcizare pentru că era posedată. Ne spuneau părinții că a intrat o femeie bătrână într-o seară, a posedat-o și din acel moment ea s-a transformat, nu mai recunoștea nimeni. Ei, acest duh necurat care stăpânea această fată era atât de puternic încât 8 persoane încercau să o țină la dezlegări și nu reușeau.
Și atunci mă întreb, dacă aceste lucruri există, de ce n-ar exista și ceea ce vă spun eu? Opusul răului este binele. De ce credeți că n-ar putea ca în viața și în casa voastră să apară binele și soarele? Binele despre care eu vă vorbesc nu poate să apară în viața unui om care nu crede în el. Dacă vreți să aveți parte de bine, dacă vreți să aveți parte de fericire, de împlinire și de realizări, iubiții mei, să țineți minte, suntem în prag, iată, de noi sărbători, botezul Domnului și de alte sărbători, frații noștri ruși, în curând ei sărbătoresc Crăciunul perit vechi și așa mai departe. Vă rog să înțelegeți că prin darul bucuriei pe care vi-l faceți vouă, prin faptul că vă luați în casa voastră o icoană, de fapt v-ați luat un pol de lumină, de putere. Este exact ca și când o oală fierbe și ca să nu dea pe din afară îi pun capac. E asta, de fapt, face în viața voastră credința, ce poate fi de altfel transmisă și ce poate fi mărturie printr-o icoană pe care v-ați luat-o în casele voastre și prin care, de fapt, îl lăudați pe Dumnezeu mulțumindu-i că v-a ajuns în casă, mulțumindu-le celor pe care îi întâlniți, așa cum v-am spus, salutându-i, nu cu bună ziua, Doamne ajută, ci cu această urare frumoasă. Fiți binecuvântat, fii binecuvântat, părinte, sau fiți binecuvântată, doamnă sau domnișoară, domnule. Fiți binecuvântați cu ce? Cu puterea luminii, a dragostei și a iubirii. Această putere despre care vă vorbesc, o regăsiți în Sfântul Potir. Vă recomand celor care nu v-ați spovedit sau care aveți poate duhovnici mai severi să-i convingeți să vă dea dezlegarea de a vă împărtăși. Împărtășania este cea mai mare forță pe care noi oamenii o putem primi gratuit, prin liberul arbitru, pentru că în momentul în care preotul te întreabă la spovedanie, îți pare rău de păcatele pe care le-ai făcut? Te căiești și tu spui da, în acel moment preotul are dreptul să intre în liberul arbitru și să rostească o rugăciune foarte interesantă, la care nu cred că ați fost niciodată atenți sau nu v-ați gândit la conținutul pe care această rugăciune îl are și care este atât de important. Această rugăciune sună cam așa: Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin puterea care mi este dată mie, slujitorului, preotul și spune numele. Deci prin puterea care mi este dată, da? În numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te iert și te dezleg pe tine, numele persoanei, bărbat sau femeie, amin. Adică te iert, atenție, și te dezleg. În numele cui? În numele lui Iisus Hristos, beneficiarul a ceea ce urmează să primim ca dar suntem noi, iar Sfântul despre care eu vă vorbesc este Sfântul Cerului, Sfântul Pangratie, ajutătorul în necazuri și în nevoi, este Sfântul la care noi putem apela și să fim beneficiari darurilor pe care Sfinții ni le trimit nouă ca dar de mulțumire. Aș vrea ca să închei această emisiune de suflet pentru suflete, cu un mesaj al iubirii. Cei care puteți să ne ajutați la construirea raclei moaștelor Sfântului Pangratie, o părticică din moaștele lui se află la noi, vor fi puse în mâna Sfântului, pe care o veți regăsi în racla frumoasă atunci când veți veni la dezlegările cele mari, pe data de 26 sau 25, de Buna Vestire sau după, 2022 vorbim aici. Și cei care puteți să ne ajutați, veți rămâne scriși în cartea istoriei, ca și ctitori, miluitori, ostenitori și făcători de bine. Bunul Dumnezeu să vă dea putere multă,
să vă dea sănătate, să spuneți amin. Să vă împlinească toate cererile voastre, spuneți amin. Și ziua de astăzi să o petreceți în pace, în bucurie și în dragoste. Pentru că este o zi a păcii, este o zi a iubirii, a dragostei și mai ales că este o zi în care noi oamenii putem să ne adunăm cu mic și cu mare la o sfântă sărbătoare. Vă aștept cu drag și la Sfânta Biserică sâmbăta, mai ales că sunt aceste sărbători speciale. Mă găsesc și duminica de la ora 9 până la ora 12:30. Să spunem rugăciunea de final. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați, dragii mei! Bunul Dumnezeu să vă dea putere multă. Cei care veți dori să-L aveți în casă pe Sfânt, luați-L, să-I mulțumiți și să vă binecuvinteze casa. De asemenea, acest pachet, Darul Bucuriei, prin cărțile care le citiți, pe care le aveți pe masă, ca exemplu, și multe alte daruri pe care vi le puteți face, să vă înțelepțească Dumnezeu, să vă dea multă putere, bucurie, spor duhovnicesc, împliniri întru toate, să fiți fericiți și să ne trăiți într-un mulți ani. Să ne revedem cu bine la o nouă emisiune. Doamne, ajută! Pace și bucurie!